Vă salut, oameni buni! Suntem într-o zi de duminică. Bate vântul ăsta aici la noi în sud-est. De o săptămână am vrut să filmez afară clipul ăsta, dar m-am băgat în solar că efectiv n-aveți cum să mă auziți la cât de tare bate vântul și vorbesc degeaba. În clipul ăsta vreau să clarific cât de cât situația cu ce s-a întâmplat cu setul ăsta motor de 48 de milimetri și nu numai. Că m-am informat și eu și e bine că mai vorbesc și cu oameni deștepți și care sunt școliți, au studii în domeniu și tot așa. Că eu nu am nicio treabă, eu nu am studii în domeniu, nu sunt inginer, nu sunt nimic, eu nu sunt un om deștept. Practic habar n-am de nimic. Deștept a fost Einstein. Așa că ce consider că s-a întâmplat aici? Eu, în afară de a-i micșora squish-ul, nu i-am făcut nimic nou de data asta față de ce am făcut acum 2 ani, când am tăiat un rezervor și ceva cu ea, necâștigând nimic la putere, dar nu s-a calat. Acum, ce s-a întâmplat? Cel mai probabil scăzându-i camera de ardere și mărind compresia, a scăzut randamentul, n-a mers cum trebuie, s-a supraîncălzit pe partea cu evacuare aici. Și, bineînțeles, aluminiul de la piston se topește, a început să se topească, el fiind aluminiu care se topește la o temperatură mai mică decât platingul ăsta, acoperișul ăsta de stratul de nicasil de la cilindru. Și s-au blocat segmenții, a început să se transfere material, adică aluminiu de la piston la cilindru, s-au blocat segmenții, eu încercând să reglez amestecul, l-am sărăcit și mai mult, încingându-se s-a făcut amestecul, s-a sărăcit și mai mult și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, calarea maximă. Această urmă e făcută de mine când am scos, că efectiv am bătut în el ca să-l scot. Nu au sărit siguranțele, nu nimic. Avem aici o urmă de calare și pe admisie, nu numai pe evacuarea asta, la fel cauzată de mine când am scos din cilindru pistonul. Pentru că efectiv m-am chinuit, după cum vedeți și voi aici. Transferurile sunt de la piston la cilindru, la cămașă. Pentru că așa se întâmplă de obicei, se transferă aluminiul de la piston la cămașă, el topindu-se mai repede. Deci asta s-a întâmplat. Supraîncălzire, cel mai probabil de la, nu știu, probabil de la compresia mărită de către mine mai mult. Oricum, eu am experimentat asta, voi nu e nevoie să o faceți pentru că nu câștigați nimic, așa cum ați văzut și acum 2 ani și acum n-am făcut-o intenționat. Am făcut-o încă o dată pentru că am crezut că am greșit ceva atunci, făcând experimentul mai pe grabă și acum l-am reluat, mărind compresia, n-am rezolvat nimic, altceva nu i-am făcut în plus, ba chiar am făcut daună. Asta este, așa cum v-am spus, eu nu lucrez în domeniu, nu am pregătire în domeniu, nu am școală în domeniu, nu am nimic. Cum se spune, eu doar sunt un om care testează. Eu sunt mesagerul, eu sunt cel care a avut curaj să iasă în față, cu modificări, cu tot felul de alte nebunii care le-am făcut eu pe canal. Asta e toată treaba. Dacă mi-au ieșit, mi-au ieșit. Am și eu secretele mele și tot așa, dar n-am nicio treabă, n-am studii în domeniu. Și acum clipul ăsta, vă dați seama că le-am dat apă la moară la hateri. Parcă văd că o să apară chestii. Iată dovada, iată adevărul. Eugen Tech Tips e idiot, știi? Aia e? Nu-i problemă. L-am făcut fix exact de aia. Să le dau material.
la cine vrea și n-are ceva mai bun de făcut. Că mie nu mi-e rușine cu ceea ce sunt și cu ceea ce am realizat, așa cum am realizat. Am realizat ce mi-am dorit și ce mi-am propus eu. Că așa e bine în viață să continui să evoluezi, niciodată să nu stai pe loc, mai ales într-o eră cum suntem acum noi, unde, nu știu, parcă lumea se îndobitocește tot mai mult. Devenim tot mai proști, practic, mai creduli, mai ușor de manipulat, mai trebuie să ne uităm, mă rog, nu mă uit, dar în general e trendul, trebuie să ne uităm la televizor să ni se spune, că era chiar în dimineața asta o chestie, trecând eu prin fața televizorului, era acolo o duduie care vorbea și spunea, cum să-ți petreci o duminică frumoasă, știi? Deci se ajunge să ne zică cineva cum să-ți petreci o duminică frumoasă și cum să-ți faci viața, știi? Că noi nu mai suntem în stare să gândim pentru noi, trebuie să ne luăm după turmă, să fim cu trendul, să nu mai facem nimic special. Să nu mai fie concurență între oameni, mai ales între bărbați, că noi suntem competitivi. Haideți să recunoaștem că în istorie a fost vorba doar de competiție. De acolo a venit evoluție, revoluție tehnologică, schimbări și tot așa. Dar acum a cam dispărut, nu știu, competitivitatea, pentru că, nu știu, tot ce a fost de inventat deja s-a inventat de acum mulți ani, acum doar se perfecționează și tot așa. Așa că trăim într-o nu lume care, nu știu, nu mai îmi place. Mai ales generația asta tânără de acum, noi. Nu mai ai ce faci cu ei și din păcate mesajele mele nu ajung către la ei pentru că publicul ei nu mă urmăresc pe mine. Publicul meu este foarte mic și îmi pare rău că anumiți vloggeri și influenceri mai mari care au acces la publicul ăsta tânăr nu le transmit și un mesaj mai de, nu știu, de motivație, de schimbare, de nu să învețe numai tâmpenii și prostii. E păcat, e păcat când vezi așa ceva, dar iarăși nu avem noi ce face. Acum nu se mai vrea intra în istorie pentru, nu știu, pentru invenții, pentru mașini de curse, pentru ceva. Acum lumea intră în istorie pentru prostie, știi? Că ăsta e adevărul. Păcat, dar nu avem ce face. Cel puțin eu nu am ce face. Publicul la care am eu acces este foarte limitat ca număr, ca asta am vrut să zic, ca număr. Eu ce am acces la foarte puțini oameni, mai ales să nu am acces la generația tânără ca să pot să le transmit un mesaj și să schimb ceva, așa că asta este. Eu vă doresc o zi faină și să aveți parte de sănătate și numai bine. V-am salutat. La revedere!